poate, sau măcar punctele principale din celebra listă a primarului Robu. Dar de la momentul anunțării respectivei liste până acum, subiectul a fost atât de bine dezbătut și mare parte dintre dumneavoastră ați luat deja poziții, comentariile de pe site-uri, de pe forumuri sunt deja destul de elocvente ca să catalogheze această listă și cred că nu mai e cazul să luăm fiecare punct în parte, pentru că toată lumea a realizat că această listă este doar o cacealmă. Probabil este inspirată din tendința dată de șeful partidului, dar jocul acesta la cacealmă al primarului Robu nu face bine deloc timișorenilor. Se pare că la jumătatea mandatului încă crede că mai poate să prostească timișorenii, aruncând doar petarde și, în final, bazindu-se pe o situație fericită pe care a găsit-o în momentul în care a venit prima zi la lucru în primărie. De fapt, realizăm că în prima zi, când domnul Robu a intrat în biroul de primar, a găsit pe masă un teanc cu proiecte lăsate de domnul Ciuhandu, de administrația precedentă, și sub birou a găsit o găleată cu bani lăsată de guvernul Boc pentru finanțarea respectivelor proiecte. Și ce se întâmplă în acest moment în Timișoara și ceea ce s-a întâmplat până acum, în cei doi ani scurși de la preluarea mandatului, nu reprezintă decât proiecte care domnul Robu le-a găsit pe birou, lăsate de-a gata de alții, și finanțate din găleata de bani, simbolică, bineînțeles, ce reprezintă finanțarea acestor proiecte asigurate de guvernul Boc prin ministrul dezvoltării Udrea și alte persoane din vechea conducere. Deci, la asta se reduce jumătate din mandatul de primar al domnului Robu. În toată această perioadă nu a făcut absolut nimic, a venit doar cu proiecte populiste, continuând zilnic să arunce petarde pe piață, nu a venit cu niciun proiect viabil. În toată această perioadă, primăria Timișoara nu a scris un proiect pentru finanțare europeană, nu a reușit să obțină de la guvernul pe care îl reprezintă ca membru PNL nicio finanțare pentru vreun proiect nou. Deci, ce mai rămânea de făcut în aceste condiții de realizări zero decât să arunce această listă? Această listă care, cu toții sunt convins că ați văzut-o, eu când am văzut-o prima oară m-am uitat pe spate, am mai căutat prin mail dacă nu este atașament la ceva mai consistent. O foicică pe care nici nu vreau să mă gândesc când a scris-o. Dar știți că toți avem momente de relaxare când stăm, citim o carte, citim un ziar. Mie mi se pare că în astfel de momente a fost concepută respectiva listă. Pentru că modul total haotic în care sunt aruncate proiectele, modul în care unele se suprapun cu celelalte, se contrazic, modul în care enunțul unor teme nu are nici cea mai mică legătură cu spiritul tehnic. Și aici fac o paranteză și vă spun, orizontalizarea contorizării energiei termice. Ce înseamnă asta? Deci e clar că lista aceea nu a fost făcută în urma unor discuții serioase, unor discuții cu profesioniști, cu cei care decid împreună, sau ar trebui să decidă împreună cu conducerea primăriei, destinele orașului. Mi-e greu să cataloghez această listă. Cred însă că este dovada automulțumirii, este dovada unui populism crâncen, a unui cult al personalității dus până la patologic. Nu pot să vin în fața orașului cu asemenea enormități.